suntem în plină sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci, care ne încredințează încă o dată de marea lucrare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a realizat-o în altul cruci. Jertfa supremă de împăcare a omului cu Dumnezeu și rămânând în continuare pentru poporul cel ales al lui Dumnezeu, numit cu numele Său, armă puternică împotriva diavolului, așa cum cânta la fiecare, de fiecare dată când se vârșim taina Sfântului Mar, Doamne, armă nepuinită împotriva vrăjmașului adresat crucea ta. Vedem că praznicul acesta al Înălțării este încadrat în tot între două duminici, duminică special, duminica înainte de Înălțarea Sfintei Cruci și duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Ceea ce o încadrează crucea între două importante duminici dedicate Sfintei Cruci, putem să spun. Una care ne anunță dinainte despre Sărbătoarea Crucii și una care încheie Sărbătoarea Sfintei Cruci. Prima, în Evanghelia de prima duminică, arată iubirea lui Dumnezeu față de lume și de poporul său. Așa iubi Dumnezeu lumea, cât a trimis pe Fiul Său, Fiul născut, ca oricine crede El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar vom vedea duminica după Înălțare, că ne cheamă Dumnezeu la urmarea Lui. N-am să zăbubesc asupra acestui aspect, că poate o să vorbesc mai mult pe duminică. Dar revin la troparul care s-a cântat astăzi și se cânte până la odovarea praznicului. Și nu numai troparul, dar și contactul vorbește despre câteva lucruri importante legate de crucea lui Hristos și de importanța poporului, lui anume poporului. În tropar ați auzit cum s-a cântat și seara asta, legat de popor, se gândește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Care popor, bisericioșul? Poate vă duce gândul la poporul lui Israel, nu numai. Pentru că poporul lui Israel nu l-a mai primit toți pe Hristos. Este vorba despre poporul care l-a primit și crede în El, asta este poporul despre care troparul roagă pe Dumnezeu să mântuiască, să-L mântuiască, adică să-L vegheze, să-L îndure, să-L sfințească pentru a dobândi veșnicia. Și spune Vatrese, biruințe bine credincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește. Deci nu oricare dintre creștini, ci binecredincioșilor. Adică aceia care se încadrează în legea nouă, al Noului Testament, a învățăturii pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a lăsat-o. Pentru aceștia se roagă și troparul și mai mult condamnă. Și se cheie troparul și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Iar condamnul zice, de bună voie te-ai înălțat pe cruce. Poporului tău celui nou, iată, vedeți că vorbește despre un alt popor. Poporul numit cu numele tău, adică toți cei ce prin botez, cât să Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, este poporul drept, credincios al legii noi și al lui Dumnezeu. Trebuie să fim cu multă atenție și la aceste expresii. Pentru că vedem că nu pe toată lumea numește aici. Deși în Evanghelia de astăzi de la Otrenie ați auzit că eu mă voi lăsa pe toți și vă trage la mine. Adică voi lăsa posibilitatea la toți să se înalță, dar nu toți se pune înălța. Pentru că nu toți se încadrează în legea pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ, accesibilă de altă tuturor. Indiferent de pregătire, indiferent de înțelepciune. Și având posibilitatea tot să-L urmeze.
Dacă toți sunt urmă, pe toți îi va trage Dumnezeu. Dar dacă alții vor trage în jos, îi va trage Dumnezeu cu sine, eu cred că nu. Așa că trebuie să fim cu luarea minte la aceste lucruri. Și spune, îndurările tale dăruiește de Hristoase Dumnezeului. Adică toată mila Lui, tot ajutorul, tot harul lucrător care este pe pământ. Roagă contactul să-L dea Dumnezeu poporul acesta nou mic numele Lui, adică creștinilor acum în general. Dar creștinilor, mult bine credincioșilor de creștini, vedeți cum se completează unul pe altul și cum punctează foarte bine și troparul și contactul cu praznicul acesta, lucruri importante de atât și care nu trebuie să le trecem cu vedere. Veselește cu puterea ta pe bine credincioșii creștini. Bine credincioșii creștini le cere și tropar biluință. Dăruindu-le din nou spre biluința asupra potrivnicului. Adică asupra vrăjmașului, care nu se bucură nici de lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea lui, nici de jertfa crucii lui Hristos pentru împăcarea omului cu Dumnezeu, ci se bucură atunci când credincioșii nu se încadrează și nu pot fi numiți bine credincioși sau buni credincioși. Atunci înseamnă că El atrage pe această ceată mare de altfel, care este lumea creștină, pe unii care nu înțeleg menirea lor, chemarea lor, jertfa lui Hristos pe cruce, care a venit să reînnoade legătura pe care omul a stricat cu Dumnezeu prin neascultarea poruncilor, să reînnoade Hristos această legătură, să reînnoiască legământul cel nou cu Dumnezeu, pentru ca toți să poată să intre din nou să cineze cu Dumnezeu în Împărăția Sa. Avem această forță care este crucea, de care diavolul se cutremură și fuge, armă nebunită împotriva diavolului. Deci este armă permanentă. Sigur că nu trebuie să ne răzvăm pe ea. Trebuie să credem în ea, să ne asumăm și să o invocăm privind la Hristos cum prin cruce a venit moartea și noi tot prin puterea crucii vom putea venit toată lucrarea potrivnicului și vom putea să mergem pe urmele lui Hristos. Urme care duc nicăieri în altă parte decât Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Părintele Tatălui.